Azi pleacă agenți economici din Republica Moldova. Deci în sectorul real a economiei pleacă compania asta, Fujikura, da? Da. Peste 1200 de angajați. Se închide o fabrică la Căușeni, 420 de locuri, locuri de muncă plătite. Este azi o mare problemă pentru Republica Moldova. Oamenii rămân fără lucruri, pleacă din țară. Nu s-a hotărât problema măcar cu școlile astea profesioniste despre care vorbesc din 2014. Spune-mi, te rog, ia că așa, și nu contează, 120 de miliarde, 120 de trilioane, ele cumva trebuie sprijinite, atât, orice propunere a oricărui politician, trebuie să fie sprijinită cu mai multe explicații, nu poți așa, gata. Oamenii ăștia au fost duraniți de 30 de ani, înțelegi, și ei tot din 2014, cât încearcă să mă distrugă pe mine, ei dacă mă lăsau să le realizez acelea promisiuni pentru care nu este nevoie de bani din buget, înțelegi? Gheorghe, ei nici o putere la noi niciodată nu a acceptat nimic dacă din cauza asta crește, îi crește ratingul celui care propune. Ați să minte, mai s-a devenit președinte, a ieșit și a zis, băi, căroci, spânul, o calculat acolo, căroci, e scump dintre ținut condreț. Ребята, dați eu cu 2 milioane de lei în arendă, bani vin în buget și acolo tăți copiii din țară. Toate doamnele care au suferit din ușiganii în familie de la niște bețești, copiii fără părinți, eu fac acolo tusovca asta și bă, cel mai tusovașnă loc din Republica Moldova, Gheorghe. Acolo sunt 10 de hectare de pământ, ai locuri pentru camping, înțelegi? Și cineva le-a zis, băi, nebunul a zis că e el în arendă, faci acolo. Ei, nu, că asta se ridice ratingul, păi, nu așa? Fix așa cum, că ei, că Dodon. Dodon trăge în vodă, o scos peștile, o pierdut alegerile. Păi, mă, și-a pușcat Porsche în valier. Să nu mănânci și Maia Sandu, vă bucat de șurec crescut de Dodon. Usat îți duci prin țară de pește azi, înțelegi? Și la Condreță avem zbag, vă 2-3 tone. Adică, n-aș discuta. Nu se acceptă farmacii electronice, căruși, Gheorghe, care e 123 de miliarde, încă o dată îți spun ce aici am spus în emisiunea trecută. Nu s-au instalat 5 clădiri la ieșire din Republica Vamal, la ieșire din Republica Moldova, la Vame, câte un bloc cu duș și viceu pentru dalnăboși. Care 123 miliarde? Давай серьезно поговорим. И asta nu a făcut. O să reușească, poate să reușească, mai iau un an. Deci, azi când guvernarea, în loc să caute soluții, cum să păstreze investitorii, понимаешь? Ei fac ca ei să plece, înțelegi? Doamna de la și permanent caută doar scuze. Doamna de la agenția de investiții a zis că ăștia pleacă din cauza războiului. Cauza principală a dezastrului care îl avem noi astăzi în domeniul economiei este incompetența și prostie și nu unele cazuri corupția celor de la guvernare. Nu, știți, vorbim noi, deci când pe timpul mandatului PAS din Moldova au plecat peste 120.000 de oameni, din care majoritatea sunt tineri, înțelegi?